nu există ședință parlamentară fără circ, nici asumarea răspunderii lui Marcel Ciolacu pe măsurile fiscale nu a făcut excepție. Reprezentanții USR și AUR au afișat mai multe mesaje împotriva premierului și au scandat în timp ce acesta își ținea discursul cu privire la reformele fiscale. Ciolacu, ești pe drojdie, mita din portbagaj, PNL, poți o zi fără Ciolacu șef, sunt doar câteva exemple. AUR și Ciolacu, zici că îl susțin, vezi? Uite ce frumoasă! Extraordinar, ce frumoasă imagine! Păi, dar nu e copilul lor? E tăticul lor! Au, ce frumos arată! Thank you.